Eu vă mulțumesc pentru interesul față de măsculițele naturistice. Vedeți că și floricica se învârtește, vă dă salut și vă spune că mama natura ne aduce atâtea oportunități pentru a fi sănătoși, frumoși, din interior și din exterior. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Sunteți la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Sunt Veronica Sandu, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Eu vă mulțumesc pentru interesul față de măsculițele naturistice. Vedeți că și floricica se învârtește, vă dă salut și vă spune că mama natura ne aduce atâtea oportunități pentru a fi sănătoși, frumoși, din interior și din exterior. Dana Biro, îți mulțumesc pentru comentariu și pentru întrebarea care mi-o pui acum, în prezent. Îmi spui că te-ai întors de la mare și ai părul uscat, ai tenul pigmentat și vreau să-ți spun că o să-ți atașez în descriere toate măsculițele ce țin de îngrijirea părului. Dar când venim de la mare și părul este uscat, deteriorat, ar fi bine să facem niște proceduri, niște măsculițe care conțin vitamina B, care conțin aloie, miere. Aplicați măsculițele pentru păr de 2 ori în săptămână, după aceea vei vedea cum părul tău se va îmbunătăți. La fel ca răspuns, pentru tine special și pentru alte doamne care au pietele pigmentare și se pigmentează, nu uitați să vă aplicați crema de protecție. Și desigur că toate produsele acum de vară, toate pomușoarele care sunt acrișoare, să știți că ne înălbesc tenul, în afară de aceasta și produsele lactate. Îți recomand ca în fiecare dimineață și dacă aveți probleme cu pietele pigmentare sau vreți să aveți un ten luminos, mai alb, mai proaspăt, în fiecare dimineață vă aplicați mini-măsculițe ca un prim sărut al naturii. Dimineața, măsculițe făcute acasă, în bucătărie, primul sărut al naturii, mini-măsculițe de 2-5 minute. O să vă las linkul în descriere. Iar după masă, când mai aveți timp, înainte de somn, chiar relaxați-vă cu măștile de sezon. Și acum noi facem accent pe măștile din căpșunele, care conțin enzime, conțin aminoacizi, conțin vitamina B, vitamina grupa P, zinc, iod. O sursă, o comoară plină de antioxidanți, de enzimi, elemente și vitamine care ne înălbesc tenul, îl purifică, îl detoxifiază, îl hrănesc. Și astăzi vă prezint 3 măsculițe, fiindcă au solicitat și adolescenții și antiacneice, măști antipuncte negre, măști de curățire, măști detox, măști pietelor sau semnelor după acnee. Și profit de căpșunică, de această pomușoară gustoasă, aromată, necătând că eu am alergie, dacă o să o consum mult, dar totuși măști îmi fac cu atenție și cu precauție. Dacă aveți alergie, aplicați pe partea interioară o mică porție de amestec care va fi pregătit pentru mască și timp de 15 minute veți vedea cum voi tolerați produsul dat. Dragii mei și dragile mele, 3 măsculițe la solicitarea voastră, folosind căpșunica, fiindcă acum este sezonul căpșunelei și să profităm. Prima mască va fi pentru tenul gras, acneic. Dar să iau 2 lingurițe. Iată, aici am dat căpșunica prin blender, am obținut o porție pentru aceste 3 măști. Voi lua 2 lingurițe de ceai de căpșunică pentru prima mască, pentru tenul acneic, foarte folositoare pentru tenul acneic. Căpșuna conține, cum v-am menționat în filmulețul precedent, conține fier, conține zinc, conține iod, numai bune aceste microelemente
perfect benefice pentru tenul acneic, dar și nu, dacă vă doriți să aplicați o mască detox de purificare, nicio problemă. Voi adăuga argilă, o linguriță de ceai. Eu am aici, mi-a mai rămas argila roză s-a finisat, argila verde am și albă. Probabil voi folosi argila albă, fiindcă astăzi merg la saună și îmi voi face o mască detox, o mască de purificare. O voi aplica, o și chiar o intra cu ea în saună și voi masa tenul bine. Adaug o linguriță de ceai. Argila decongestionează, deblochează, detoxifică pielea. Și pentru tenul gras acneic este foarte, foarte binevenit. Dacă eu pentru tenul meu matur, sensibil, o voi aplica și o voi masa 2-3 minute, până la 5 minute, o voi spăla masca. Iar voi, care aveți tenul gras, care aveți tenul acneic, puncte negre, aplicați și lăsați această mască timp de 20-30 de minute. Apoi luați un prosop, îl muiați în infuzie de plante medicinale, ca sunătoarea, mușețelul, gâlbinelele și înlăturați masca bine. Uitați, ce mască foarte plăcută s-a primit. Aceasta este prima mască care ne ajută în caz de acne, în caz de puncte negre, în caz de detoxifierea tenului. A doua mască este pentru semnele postacneice, pentru pigmentația postacneică, pentru cicatricele postacneice. La fel, o linguriță de ceai, de căpșunele și o linguriță de curcuma. De fapt, mai bine zis, curcumaua este, sunt în familia aceasta de curcuma, sunt vreo 100 de specii. Mai bine zis, turmericul. Turmericul care conține curcumină. Voi adăuga o linguriță de ceai. Iată așa o doză. Amestec bine. Curcumina are un efect antiinflamator, antibiotic natural. Chiar atunci când aveți pustule inflamatoare, puteți să aplicați această mască, fiindcă curcumina deblochează celulele de oxidanți. Turmericul are un efect antiinflamator, antioxidant puternic, eliberează celulele de oxidanți, de oxidare, înălbește petele postacneice, îmbunătățește și stimulează regenerarea celulelor. Puteți aplica această mască pe toată fața, dar puteți să o aplicați și local. Și desigur că e de dorit să aplicați masca timp de chiar și 30-40 de minute și de înlăturat cu o tinctură, cu tinctură de gălbenele, cu tinctură de mușețel. A treia măsculiță va fi o măsculiță anti-age. Anti-age. O măsculiță cu efect de lifting, de înălbire. Am lăsat o porție mai mare să-mi ajungă și pentru gâci și pentru decolteu. Voi adăuga semințe de in. Am dat prin râșniță semințele de in. Inul care doamna Ruth m-a întrebat ce proprietăți are inul. Inul conține, mucilagi, conține ramnoză, galactoză, conține acizi grași, din trigliceride și mai ales acidul stearic și linoleic. Conține potasiu, magneziu, ingrediente care sunt benefice pentru folosirea internă și pentru ten. După ce îmi voi aplica masca cu argilă detoxifiantă, îmi voi înlătura-o și îmi voi aplica această mască lifting anti-age.
Dar să amestecăm și să vedem ce se va... Amestecăm bine, bine. Dar fiindcă tenul meu este sensibil și mai ales după masca din căpșunele cu argilă, cunoscând din practica mea cum va reacționa, vreau să adaug și o linguriță de ulei de susan. Și vă recomand și vouă, pentru tenul sensibil, tenul iritat, tenul cuperozic, puteți să adăugați uleiul preferat vouă. Ulei de jojoba, ulei de amigdale, ulei de măsline. Amestecăm bine, bine, bine. Vom primi o mască super, super anti-age. Super lifting. Fiindcă la vârsta elegantă, iată, la vârsta mea, după 60 de ani, pielea este lenoasă. Și să o stimulăm. Fiindcă de aceea voi face două măști. Ăsta e un truc, niciodată nu v-am povestit că mai aplic și aceasta în practică. Aplic o mască detoxifiantă sau de purificare și apoi o mască hidratantă. Vai, ce plăcută! Și împreună cu substanțele mucilaginoase din yin, substanțele nutritive din căpșunele vor penetra foarte, foarte bine tenul pregătit. Te recomand să încercați aceste măști. Pentru tenul acneic, gras, camedonic, o vom folosi aplicând-o, o vom folosi pe tenul curat, timp de 20-30 de minute. O vom înlătura cu infuzie de plante medicinale. Pentru tenul sensibil, pentru tenul matur, pentru tenul uscat, o vom folosi ca o mască detox. O aplicăm, masăm puțin, până la 5 minute, înlăturăm. După aceea, vom aplica masca din yin și cu căpșunele și ulei de susan. A doua mască, cu curcuma, se va folosi pentru tenul cu piete postacneice, cu piete pigmentare. Aveți în vedere că efectul maxim de înălbire, de luminozitate, anti-rid, anti-age a măsculiților din pomușoare va fi maxim dacă veți folosi și dacă veți folosi pomușoarele și intern. În formă de... Sper că măsculițele acestea să vă fie de folos. Dar dacă voi aplicați în practică, vă rog, scrieți vă rog în comentarii care măsculițe vă plac, care măsculițe au efect, pentru ca noi să motivăm și alte persoane din comunitate sau cei care vizualizează filmulețele vor fi ca o motivație, ca o susținere pentru a da încredere că măștile făcute acasă au efect. La revedere, vă îmbrățișez și vă iubesc!